Noua lege a pensiilor a fost publicată în Monitorul Oficial. Românii care doresc să se pensioneze anticipat trebuie să știe care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Noua lege a pensiilor publicată deja în Monitorul Oficial specifică foarte precis câți ani trebuie să cotizezi pentru a ieși anticipat la pensie sau pentru limita de vârstă. În anexa cu numărul 5 din noua lege a pensiilor sunt menționate toate condițiile pe care românii trebuie să le îndeplinească pentru a ieși la pensie anticipat, dar și care este stagiul minim sau complet de cotizare. Astfel, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În ceea ce privește stagiul complet de cotizare contributiv, acesta este de 35 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați cât și pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare. Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de pensionare conform alineatului 1 au opțiunea de a rămâne în activitate cu acordul angajatorului până la atingerea vârstei de 70 de ani anual. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei. Atingerea acestei vârste este realizată prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform programului prevăzut în anexa numărul 5. Stadiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani. Stadiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani. Atingerea acestui stadiu se realizează prin creșterea stadiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa numărul 5. Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Persoanelor care au realizat la 5 ani de stadiu de cotizare peste stadiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa numărul 5, precum și celor care au realizat stadiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa numărul 5. Relatează Antena 3.ro.